de mai multe organizații pentru drepturile omului, care vrem să le amintim autorităților că au greșit și în continuare greșesc cu pedepsele. Cei ce ține de 7 aprilie. Astăzi Amnesty International Moldova, Centrul Memoria, Centrul de Resurse Juridice, Promolex, Partidul Acțiune și Solidaritate, Hyde Park, Centrul Național al Romilor, ne-am propus să organizăm un maraton prin care să vizăm mai multe instituții. Începem de la Consiliul Superior al Magistraturii. Această, nu știu cum să le zic, instituție care de fapt ar trebui să pedepsească judecătorii, cei care monitorizează activitatea lor, eu iertat, așa, posibil cum se face în postul Paștelui și s-au făcut că judecătorii care au încălcat flagrant articolul 6 CEDO privind principiul unui proces echitabil și au judecat acei tineri în comisariate direct, au fost promovați, deci au fost iertați și nu au fost deferiți justiției. Ceea ce a scos la iveală 7 aprilie 2009 este că avem un sistem putred și că oamenii trebuie să aibă frică că atunci când noi, cetățenii acestui stat, când dorim să ne revendicăm drepturile printr-un exercițiu democratic, suntem bătuți, ni se bagă frica în noi și nu are rost să le spunem că ei nu ar trebui să fie în instituțiile pe care le conduc astăzi. Vreau să le reamintim că este de datoria lor să iasă în fața oamenilor, să recunoască că au greșit și să fie diferit.